Salut și bine te-am găsit la ziua cu numărul 247 din 366. De ce? Pentru că în fiecare zi a anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Toate cărțile de joc pe care vi le prezint în cele din urmă vor ajunge pe zidul de cărți din spatele meu. Iar poziția fiecărui pachet de pe zid este decisă chiar de către voi prin comentarii. Dacă vrei să fii tu următorul care decide asta, lasă un comentariu la acest video cu rândul și coloana de pe zid pe care ți-o dorești. Ca să-ți fie mai ușor, poți să găsești în descrierea acestui clip ce poziții au mai rămas libere. Astăzi vă prezint pachetul Bicycle Darkfall. Haideți să deschidem pachetul, să descoperim împreună. Cutie premium. Darkfall, superb acest design foarte fin cu alb. Se vede în mijloc o cioară. Și este absolut superb. Sunt niște chestii în relief, nu sunt desenate, sunt doar în relief bătute. O cutie foarte misterioasă și neagră. Pe spate avem doar două romburi cu această cioară din nou. Foarte, foarte mișto cutia. Pe una dintre margini, 2015 Slipstream Finish. N-am auzit de acest finisaj pentru cărți, sunt curios cum se va mișca și cum se va simți între mâini. Pe partea cealaltă, Murphy's Magic Playing Cards Company. Iar sub cutie, copyright 2015 Murphy's Magic Supplies, distributed by Murphy's Magic Playing Cards Company, Rancho Cordova, California. Cordova e un framework pentru mobile, dar n-are nicio treabă. Cutia pentru mine are nota 10, este super, super mișto. Hai să dacă pot să dezlipesc acest sticker. Mereu am unghiile foarte, foarte mici, este foarte dificil să apuc un sticker, dar acesta merge foarte ușor, îmi place, nu o să deteriorez deloc cutia și cred că o să lipesc un pic pe centru. Super tare, îmi plac cum se văd aceste pattern pe spate, acum sunt curios cum se va vedea în interior la cărți. Feeling-ul deja, numai aici când desfac această cutie, mi se pare super premium și alunecă foarte mișto, se vede frumos și pe interior. Și hai să vedem cărțile de joc. Trebuie să fie ceva foarte tare, mai ales la cum am simțit flapsul că a plecat aici frumos pe carte. Deja simt un alt feeling pe cărți. Avem Joker scris mai întunecat, Darkfall, cei doi jokeri identici. Scrisul este un pic mai întinat față de orice vedeți pe desen sau pe scrisul de jokeri. Și avem un pachet foarte simplu în sensul că avem negru și gri și la cărțile albe și la cărțile negre. Îmi place foarte mult cum se vede. Sper să se vadă și pe cameră destul de bine. Niște pipuri foarte mici, un fond modificat pe colțuri. Cam fiecare cifră care are un cerc se vede ceva și pe interior. Și cred că sunt mult mai groase cărțile. Avem și picture cards, frumos, frumos modificate. Foarte tare. La popă văd că e un schelet, la celelalți nu era. Mă ce aminte de serialul Dark, nu știu de ce. Avem și aici în juvete. Super mișto fețele. La dame parcă sunt așa îmbujurate. Rombul foarte mișto. Zici că e o consolă sus, jos, sus, jos. Împărțit așa în două spart. Foarte mișto și armele. Acestea sunt reflele, frumos aranjate. Avem și popa de inimă roșie. Super, super, super. Îl ador, abia și să-l văd și pe spate. Avem o dublură, un trei de inimă roșie și dată inimă roșie un pic în lateral. Ia să vedem unde era inimă roșie 3-ul. Aici. Aici este simplu și aici este așa într-o parte. Dar cumva aici e Q de inimă roșie. Parcă nu? Așa arată și Q. Da. E cumva o predicție Q de inimă roșie pe 3 de inimă roșie. Foarte tare. Foarte mișto. Avem și o carte albă, dacă îmi place pachetul foarte mult, o să-mi iau și versiunea pe alb. Uai, dar ce miște pe spate. O să pun cele 4 cărți extra deoparte, dar înainte să le pun, uitați-vă frumos la asul ăsta, cât de superb este. Se vede mult mai clar aici. O să pun cele 4 cărți extra deoparte. Și dăm startul la un evantai pe față. Merge foarte bine, perfect pentru evantai, nota 10. Superb. Să vedem și pe spate. Foarte mișto, acel pattern cu romburi, cele două logo-uri, o margine cu alb, se vede superb și la spread-uri. Hai să vedem și la un evantai. Da, e ce trebuie.
Da, și am uitat să zic și a ieșit super. Foarte bune pentru evantaie. Să vedem cum merge evantaiul dublu. Da. Foarte negruț pachetul. Îmi place stilul acesta cu linii albe pe negru. Este foarte mișto evantaiul dublu cum se vede live. Nu știu. Zici că e un grătar pe aici. Și acel contur cu alb, care e un pic mai întinat, adaugă foarte, foarte mult. Îl ador. Oi, dar zgârie pe ambele părți, mai ales pe sus și pe jos. Revedem cum se simt la dribble. Wow, îmi place. Super tare. Nota 9 și un pic pentru dribble. Foarte mișto feeling-ul. La springuri par un pic cam rigide, dar hai să mai fac eu câteva. Cred că este printre singurele pachete care sunt și rigide, dar în același timp parcă am control pentru springuri și o să dau nota 9 și la springuri. Hai să facem și un display. Foarte, foarte mișto. Mie-mi plac. Zici că sunt cărți făcute de Daniel Madison, acestea. Și dacă tot am menționat acest nume și eu am amintit de el, hai să facem un cut de la Daniel Madison, pe care nu-l fac des și nu prea să-l fac, să îl mai fac. Dar văd că au control foarte bun cărțile. Poate mai fac un cut așa ușor, să vedem mai bine spate-față. E foarte subtilă trecerea de la spate la față. Hai să vedem și cum sunt în aer. Ok, îmi place spin-ul. Îmi place cum se vede pe spate atunci când se învârte. Foarte tare. Și bineînțeles un Lepaul spread de final, care este foarte bine, nota 8.50 pentru Lepaul. Un pachet pe care îl recomand doar pentru cardistri și doar pentru colecție, este așa dark, dacă ai chef de mister, pachetul este potrivit. Iar comentariul câștigător de astăzi este de la Eugen Sorin pe rândul 7, coloana 24. Haideți cu el pe zid. Rândul 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 și coloana 25, 24. Apasă butonul de like dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu unde vrei să ajungi următorul pachet și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne revedem mâine, iar până atunci îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!